Portul din Drobeta, Turnu Severin, a început să-și schimbe înfățișarea și asta datorită implicării noului director al CNAPDF Giurgiu, Alexandru Cojocaru, care a venit cu un suflu nou, dar și cu idei menite să schimbe în totalitate zona portului, o zonă cu potențial turistic ridicat. De această dată vorbim despre gropile care îngreunau deplasarea, reprezentând chiar un adevărat pericol pentru cetățenii. Acestea au fost date uitării, oferind astfel o cale de acces mai facilă în zona de promenadă. Pași importanți pentru portul Drobeta Turnu Severin. După ce ani de zile zona s-a aflat într-o stare deplorabilă din punct de vedere peisagistic, acum, la scurt timp de când noul director coordonator al CNAPDF Giurgiu Alexandru Cojocaru a preluat funcția, au fost demarate lucrări de reamenajare a zonei. De asemenea, au început să fie rezolvate o parte din problemele care existau de foarte mulți ani. Astfel, având în vedere pericolul real pe care gropile din trotuarul de la intrarea în portul turistic din Drobeta Turnu Severin îl reprezentau pentru severineni și turiști, directorul coordonator al CNAPDF Giurgiu, Alexandru Cojocaru, alături de colegii săi, a reușit să remedieze aceste probleme, oferind astfel o cale de acces mai facilă în zona de promenadă pentru părinții care își plimbă micuții în cărucior, pentru tinerii care folosesc trotinete sau biciclete, dar și pentru persoanele cu nevoi speciale. De asemenea, pentru a asigura siguranța traficului rutier, a fost reparat un cămin de canalizare care punea mari probleme participanților la trafic. Sunt multe de făcut și mult timp de recuperat, dar cu voință, determinare și multă muncă, sunt sigur de faptul că lucrurile se vor schimba în bine. Toate aceste lucruri nu se puteau realiza fără sprijinul domnului director general al CNAPDF Giurgiu Marius Olteanu, căruia țin să-i mulțumesc încă o dată. Cu personalul propriu, cu sprijin din partea oamenilor cu suflet bun, cărora țin să le mulțumesc și pe această cale, încercăm să facem tot ceea ce se poate pentru a remedia problemele urgente care pot fi finanțate prin bugetul propriu. De asemenea, căutăm soluții și depunem eforturi substanțiale pentru a găsi finanțare pentru marile proiecte. Cu ajutorul fondurilor europene sau guvernamentale, aceste investiții nu mai trebuie să ocolească porturile fluviale dunărene, a transmis directorul coordonator al CNAPDF Giurgiu, Alexandru Cojocaru. Veștile bune pentru severineni și pentru turiștii care vin în număr foarte mare în această zonă nu se opresc aici, urmând ca în perioada următoare să fie demarate noi investiții care au menirea să îmbunătățească imaginea acestei zone.